AUR, partidul surpriză de la alegerile parlamentare din România, participă și la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cum vedeți acest lucru? Credeți că vor reuși să ajungă și în Parlamentul Republicii Moldova, așa cum au reușit la noi să fie, practic, al patrulea partid? Să zic că România a trimis mereu expertiză în Republica Moldova. Am avut tot felul de experți, consultanți pe diferite domenii și moldovenii și autoritățile din Republica Moldova au învățat din experiența noastră. Eu sper că și la aceste alegeri o să învețe din experiența noastră, pentru că vedem în România un AUR extremist, un AUR anti-european, anti-NATO, chiar dacă în Republica Moldova încearcă să aibă alt discurs. Vedem un AUR care atacă constant guvernul, atacă constant președintele și eu sper că cetățenii din Republica Moldova să învețe și din greșelile noastre, nu doar din experiențele noastre bune.